Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Haideți să vedem citire generală pentru perioada 16-31 mai 2023 pentru voi cei din zodia Gemeni sau care aveți ascendentul sau luna în zodia Gemeni. Au și sărit mesajele pentru voi. Dragilor, dacă vă doriți o citire personalizată, dacă întâmpinați probleme și nu găsiți răspuns sau rezolvare, nu ezitați să lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar aceia dintre voi care nu stați un like, un coment sau vă abonați acestui canal, să știți că vă sunt profund recunoscătoare și vă mulțumesc tare mult pentru susținere. Aveți și trei mesaje suplimentare. Văd o realizare foarte mare, dar aveți grijă pentru că realizarea aceasta a voastră aduce anumite obstacole și provocări din partea oamenilor din jur. Pentru că sunt anumiți oameni care și-au dorit succesul pe care voi îl aveți și automat vor încerca să vă pune bețe în roate. Vine și o sumă de bani în perioada următoare și rezolvați și un conflict mai aspru. Haideți să vedem energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp. Sunteți foarte temători, nesiguri, nu știți ce va fi, ce se va întâmpla, o legătură foarte puternică cu familia voastră sau cu dorința de a avea stabilitate, de a avea iubire, de a avea înțelegere, de a evolua dintr-un anumit punct de vedere, dar apare și teama aceasta că este o situație necunoscută. Vi se atrage atenția să fiți vi se atrage atenția la oamenii din jur cu care intrați în contact, pentru că aflați diverse informații, dar apar ca niște bârfe. Și cu toate acestea văd și succesul acesta, dar deci mi-e pare din nou o realizare mare, mare, mare pe care veți avea pe dragoste, pe muncă, pe bani. Și veți atrage rivalitate, dușmănie, ură, ciudă, ce vreți voi din partea oamenilor din jur. Și pot apărea diverse conflicte sau piedici, dar nu le băgați de seamă, dar nu umbriți acest noroc, acest succes pe care îl aveți, pentru că puteți înlătura. Da, puteți face curățenie în viața voastră și îndepărta cei oameni negativi. În a doua săptămână din luna mai, da, mai exact ultima săptămână din luna mai, va fi o săptămână a deciziilor. Aveți mai multe planuri, mai multe proiecte, dar văd și foarte multe iluzii în ceea ce privește o poveste de dragoste, pentru că vă simțiți, aflați de o trădare sau persoana iubită vă spune ceva ce nu ați fi vrut să auziți, ați făcut și faceți compromisuri mult prea mari pentru o poveste ca să funcționeze, doar că lucrurile acestea vă provoacă o rană în suflet. Și vă văd foarte porniți și hotărâți să luați o decizie și să nu mai lăsați nimic să vă afecteze emoțional, că pe partea asta o să puneți mai mult accent. O călătorie apare pentru voi sau o veste de la un drum care aduce o schimbare. Doar că aici este vorba de norocul vostru, da? Sunteți persoane norocoase, doar că văd și anumite lucruri care se vor bloca sau se vor închide sau le puneți într-o cutie și le țineți deoparte, poate niște gânduri, niște trăiri sau nu vreți să vedeți anumite lucruri pentru că nu vreți să blocați anumite situații, deși nu sunt foarte benefice pentru voi. Trebuie să aveți grijă la alegerile pe care le faceți și la cât de multe compromisuri faceți. Din punct de vedere amoros, avem o energie masculină aici, un semn de pământ, aur, fecioară, capricorn, foarte sigur pe el, acest bărbat, în cazul doamnelor, cu care aveți foarte multe lucruri în comun, dar parcă sunteți împreună, dar pe drumuri separate, pentru că apar multe discuții în contradictoriu, apare și o rivalitate pe care o veți învinge, pentru că apare o realizare mare pe dragoste și voi vă doriți de foarte mult timp această realizare și o veți avea, pentru că în sfârșit urmează o perioadă în care voi scăpați de niște necazuri, de niște supărări, de foarte mult timp așteptați această clarificare în dragoste. Și puteți merge împreună cu persoana iubită într-o vacanță sau persoana iubită vine de la un drum către voi sau aici, acolo unde au existat, nu știu, răceală în relație, rupturi, nepăsare și așa mai departe, văd că energia aceasta se va schimba. Din punct de vedere profesional, sunteți foarte deschiși către lucruri noi, de a învăța ceva nou. Pentru că nu vă mai regăsiți în situația actuală. Văd un loc de muncă sau situația în care vă aflați voi din punct de vedere profesional în momentul actual nu este una roz.
Sunteți stresați, sunteți epuizați fizic, psihic, e foarte multă muncă, sunt foarte multe ore de muncă, e foarte mult stres, oboseală și câștigurile nu sunt pe măsură. Și vă văd cu, că vă bate gândul să începeți o activitate nouă, un domeniu total nou pe care sau unde nu ați mai lucrat până acum. Și să știți că alegerea, da, dar o să vină alegerea aceasta în momentul în care voi o să ajungeți în punctul în care sunteți gata, nu mai pot, îmi dau demisia. Sau gata, nu mai caut, că m-am săturat. Și de aici vă vine un ajutor. Un ajutor pentru că vă văd foarte stabil și foarte sigur pe voi, cu un noroc foarte mare pe muncă și pe carieră. Ajutorul poate veni din partea unei persoane foarte loiale, foarte sincere cu voi, o persoană care își dorește din suflet ca vouă să vă meargă foarte bine din punct de vedere profesional. Și văd foarte multă susținere. Și trebuie să credeți cu adevărat în visul vostru sau în dorința voastră pe planul profesional pentru că veți reuși. Din punct de vedere financiar se schimbă situația. Chiar dacă voi nu vedeți acum niște rezultate, ușor, ușor încep să vă intre niște bani în buzunar. Sunt sume mici la început, dar vă dă curajul că puteți să rezolvați alte situații. O să ușor, ușor creșteți financiar din câte văd, dar în urma unei schimbări sau în urma unui drum pe care îl veți face, poate mergeți și lucrați în străinătate. Vine un ajutor și din partea unui bărbat, sau dacă sunteți bărbați, voi sunteți cei care vă schimbați norocul pur și simplu și să știți că situația aceasta va predomina o perioadă de acum încolo, în momentul în care vă găsiți menirea sau găsiți acel lucru pe care să-l faceți să vă meargă foarte bine pe planul financiar. Din punct de vedere al sănătății, apelați la un sfat, cereți sfatul cuiva dacă întâmpinați o problemă de sănătate, dar aici este vorba de lipsă de vitamine, de oboseală, de o stare pe care o aveți din trecut, dar văd și vindecare, deci depășiți un moment de cumpănă, un moment de problemă de sănătate, pentru că ați căutat în profunzime, ați căutat miezul problemei, l-ați găsit și îl veți rezolva pentru că apare o îmbunătățire foarte mare pe sănătate. Provocarea vine cu familia, familia voastră, familia persoanei iubite, lucruri banale, sperați să se schimbe ceva în relația voastră de cuplu, să se schimbe ceva din punct de vedere profesional sau financiar, ce ține de stabilitate, siguranță, asumare, încredere, lucruri practice, palpabile, pentru că văd foarte multă suferință adunată la voi. Vreți o schimbare, clar, și veți avea parte de acest lucru. Văd și o energie masculină, semn de foc, berbecul e un săgetător, pe care îl veți întâlni, doar că este o persoană cu două fețe. Este o persoană care va încerca să vă ducă în eroare. E ca un test pentru voi, dar îl veți trece. Ține foarte mult de dorința voastră sau de încrederea în voi înșivă. Surpriza vine cu un nou început pe planul muncii, pe planul dragostei, călătoriilor, comunicării. Vă vine o sumă de bani pe care o așteptați de mult, vă cumpărați o mașină, vă schimbați mașina, plecați în vacanță. Ce se mai întâmplă bun la voi? Vă revedeți cu o persoană din trecut sau recuperați niște bani din trecut? O sarcină în cazul în care vă doriți copii, văd un eveniment fericit, căsătorie, botez, cerere în căsătorie, dar și o hotărâre pe care voi o veți lua și o să vă aducă succes pentru că e o cale nouă care se deschide în fața voastră, în fața ochilor voștri. Surprizele vor veni pe toate planurile, să știți, aveți multe situații benefice, se vede bogăția, belșugul, recuperați ceva, recuperați un timp pierdut, poate unii dintre voi, câștigați o bătălie importantă pe care ați crezut-o pierdută, dar văd și o decizie de a vă schimba norocul, de a vă schimba direcția, de a schimba ceva în viața voastră. Sfatul vine cu lupta asta, da? Luptați pentru ceea ce vă doriți. Luptați pentru că veți avea succes, chiar dacă este o bătălie grea, chiar dacă vă simțiți răniți, chiar dacă simțiți că nu o puteți duce la capăt, victoria este de partea voastră. Numai că va trebui să luați o hotărâre în momentul în care anumite lucruri se vor îndrepta în viața voastră. Și sunt și anumite discuții plăcute, în primă fază sunt discuții plăcute, întâlniri plăcute, interviuri. Mergeți la un interviu unii dintre voi sau... Dacă ați
Așteptați niște acte, documente sau așteptați un împrumut la oameni de stat, să știți, sau niște analize, acestea vor veni. Bun, dar ca și sfat, fiți atenți la vorbele pe care le veți auzi și fiți selectivi în ceea ce veți auzi. Dacă unele sunt bune, altele sunt proaste sau nu vă sunt de folos. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!